Situația ultimelor 24 de ore în ceea ce privește infectările cu COVID este una gravă. Autoritățile au raportat 40 de noi cazuri și 5 decese. Situația epidemiologică la nivelul județului Gorj în data de 11 august se prezintă astfel: 697 persoane în carantină la domiciliu în locația declarată, 1167 persoane confirmate cu COVID-19. Față de ultima informare au mai fost înregistrate 5 decese. Se arată într-un comunicat al Direcției de Sănătate Publică Gorj. Numărul deceselor a ajuns astfel la 48 de la debutul pandemiei. Ultimele victime au între 59 și 79 de ani și toate aveau comorbidități. De la începutul pandemiei, la nivelul județului Gorj s-au prelevat 7725 de teste.